Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Mașini fără secrete, am putea spune, începând din acest moment, suntem în legătură video prin Skype cu Dan Vardie, președintele juriului AutoBest. Ne promite informații foarte, foarte interesante și astăzi la Autofan. Dan, mă bucur să ne vedem din nou și să te ascultăm. Bine ai venit la Europa FM pe drumul prioritate. Ia să vedem, cred că acum ar trebui să ne și auzim. Eu vă aud foarte bine. Perfect, ne auzim. Ne auzim acum. Bine ai venit pe drum cu prioritate, Dan. Astăzi am stabilit că o să atingem subiectul stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice, mașini din ce în ce mai vândute. Am observat și am discutat împreună cu tine și în România. Cum stă Europa la acest capitol și mai ales cum stă România, Bucureștiul și alte orașe din țară? European FM, pregătiți-vă să fiți surprinși, pentru că voi cita un studiu realizat de o companie, se cheamă US Switch, dacă vreți, US Switch, very, very nice, cum spun americanii. În fine, este o companie care face foarte multe studii și altfel decât o fac, să zic, corporațiile care au tot felul de interese. Ei bine, oamenii ăștia au făcut un studiu pe vreo 33 de țări, 33 de orașe din Europa și mă bucur enorm că a intrat și Bucureștiul pe această listă, că mi-era teamă, Radu, ca de obicei, că România și Bucureștiul, dacă intră ultima cu voia noastră pe listă. Ei bine, oameni buni, de data asta lucrurile stau altfel. Oamenii ăștia ce au vrut să evalueze? Au făcut un index care ia în calcul numărul de stații de încărcare fast charge libere, deci libere pe piață, nu acasă sau în garajul propriu, prețul la energie mediu pentru ultima perioadă de timp. Menționez că acest studiu a fost publicat în primăvara acestui an, în luna martie, a sfârșitul lunii martie. Pe urmă, care este prețul, repet, mediu al energiei în fiecare localitate? Cam care a fost consumul mediu pe care cei care alimentează l-au luat de la stațiile și, foarte, foarte important, oameni buni, distanța de la un charger la altul, tot ca o medie în interiorul orașului respectiv. Dacă vă întrebați care este orașul numărul 1 al Europei, adică care este cel mai bine pregătit pentru electromobilitate, pentru că asta a fost tema pe care au abordat-o oamenii ăștia de la Switch, o să fiți șocați. Nu căutați nicăieri unde vă așteptați, duceți-vă direct în Islanda, la Reykjavik, care vă dau și niște cifre care mie mi s-au părut interesante. Procentul de free chargers este de 65%, deci slavă Domnului, nu duc rău deloc. Prețul mediu pe kilowatt, Radu, e de doar 0,29 euro. Aici e mult de vorbit apropo de criza energetică, de nenorocirea din Europa. Oameni buni, sunt cifre rezultate într-un studiu independent. Nu le-a pus nici Radu, nici Dan la dispoziția dumneavoastră. Pe urmă, numărul de kilowatts care se repartizează la o încărcare la un charger este de 26 de kW, ceea ce este ok, iar distanța medie între două stații de încărcare în Reykjavik, Islanda, este de 0,55 km. Ca fapt divers, acest index e undeva la 7,94. Dacă vă întrebați care ar fi al doilea oraș din Europa, din nou, șoc, este Glasgow, din Marea Britanie. Dacă vă întrebați care e al treilea, aici nu mai e atât de șocant, pentru că, în fine, mulți dintre voi știu că Portugalia e foarte avansată pe acest drum, ar fi Lisabona. În schimb, nu vreau să vă stric ziua, al patrulea oraș în acest domeniu este Budapesta. Și acum, bineînțeles, toți începea cu B, mă gândeam că am fi pe locul 4 acolo. Așteptați vestea, oameni buni, spre meritul nostru al românilor, al Bucureștiului, din cele 33 de țări europene, capitala noastră este pe locul 16. Deci suntem undeva la mijlocul clasamentului, vă dau și cifrele interesante, 32% din stațiile de încărcare sunt la liber, sunt free chargers pe care le puteți contacta, lucru care, bun, față de Glasgow are 92%, Barcelona are 60%, Antwerp are 44%, în fine, nu stăm nici bine, dar nu suntem nici
cel mai prost, că de exemplu în Lisabona ai doar 1%, chiar dacă sunt pe locul 3. Stăm aproape ca la Eurovision, dacă vrei o comparație. Vă mai spun o veste. Nici prețul mediu este de 0,33 de euro pe kilowattoră față de Lisabona, unde e 0,17. Sigur că e mai scump, dar eu știu, față de Antwerp, care e 0,37, mă rog, sau Birmingham, unde e 0,39. În fine, suntem în piață și cu această cifră. By the way, Reykjavikul, care este primul, are 0,29 euro pe kilowatt. Deci, cum spuneam, bun, asta este situația. La români, la noi, la București, media de încărcare pe o stație este mai ridicată, 37 de kW, ceea ce demonstrează că, în general, românii, cel puțin în București, au cumpărat mașini cu baterii mai mari. Vă reamintesc că la Reykjavik e 26 de kW media. O să mă întrebați, există? Da, sigur, mai sunt și alte orașe, poate un pic mai mari, dar marea majoritate a orașelor alimentează mai puțin, ceea ce demonstrează că oamenii acolo se duc mai des pe la stații, nu vor să alimenteze odată și foarte bine. Iar dacă mă întrebați distanța medie între aceste locuri este de 1,6, locurile de încărcare, bineînțeles, este 1,67 de kilometri, ceea ce, mă rog, iarăși e surprinzător. Cu toții ne-am fi așteptat să fie undeva mult mai mult. Indicele este 6,41. Deci una peste alta, Radu, mai ești acolo? Sigur, te ascult cu atenție. Că în imaginea mea ești absolut mut. Nu mai miști. Am crezut că ai rămas mut de uimire. Dacă vei, mă apuc să dansez, dacă vezi. Oameni buni, una peste alta, după cum arată cifrele, repet, este un studiu independent, n-are legătură cu nicio organizație din România, nici măcar cu Comisia Europeană. Este o instituție independentă, Switch asta, .com. E bine, arată că așa cum suntem noi, rămași în urmă cu electrificarea, totuși, nu suntem chiar în coada Europei, spre deosebire de multe alte domenii, nu trebuie să vă mai spun, și în automobil, că mereu, din păcate, venim cu vești proaste. Eu m-am bucurat, sper, și pentru voi toți, cei care ne ascultați, să vă dăm și vești ceva mai bune. Iată că, așa cum suntem noi cu electrificarea deocamdată, nu suntem chiar în coada Europei. Sigur, asta nu înseamnă că suntem foarte bine și asta nu înseamnă că nu trebuie făcut nimic, ba dimpotrivă, cei care ne aud și ar putea să și facă ceva în România, poate că folosesc această platformă de medie europeană, acolo unde suntem azi, de exemplu, cu Bucureștiu, și să încercăm, bineînțeles, să dezvoltăm această rețea. Radu e unul din ziariștii care la o anumită conferință de presă exact asta a spus. Oameni buni, stații de încărcare, asta trebuie militat în România, să avem mai multe stații, să încurajăm oamenii spre electrificare. Pe hârtie, dacă nu mă înșel, ne mai așteaptă vreo 18.000 de astfel de stații, însă poate abordăm subiectul ăsta într-o altă întâlnire. Dan Vardie, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. O zi bună și te aștept din nou săptămâna viitoare. La revedere, numai bine, Radu! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.